Prevedia a arătat aseară ca o zonă de război. Observatori au obținut în exclusivitate imagini care arată cum a pornit dezastrul. Puțin înainte de ora 19, un localnic filmează un nor de gaz care iese din stația de depozitare a gazului petrolier lichefiat. Din primele informații, un furtun folosit de un angajat la alimentarea unei cisterne s-ar fi rupt. Acesta ar fi avut în mână și o țigară aprinsă. A fost începutul dezastrului. La ora 18:48 are loc explozia. Deflagrația a fost filmată de mai mulți martori care văzuseră înainte norul de fum. Unda de șoc mătură localitatea. În stradă se dezlănțuie iadul. Un bărbat care și-a văzut soția înghițită de flăcări face atac de cord. Nu mai poate fi salvat. Soția lui a murit azi la spital. În mijlocul haosului, alți 6 răniți umblă dezorientați pe străzi cu părul și hainele arse. Mamă, uite, omul ăla a rămas fără păr în cap, frate. Fără păr în cap. Planul roșu de acțiune se activează abia la ora 19:30. Focul ajunge la a doua cisternă în care erau stocate 10 tone de GPL. Urmează o nouă deflagrație, cea mai puternică. 50 de oameni au fost răniți. Unda de șoc pune la pământ oameni aflați la sute de metri distanță. Cel mai aproape de explozie sunt pompierii. Colegii lor realizează șocați ce s-a întâmplat. De pompieri, 2 polițiști și 2 jandarmi se numără printre victimele noii deflagrații. Haosului este recuperată o cască de pompier topită în urma exploziei. Echipamentul este construit să reziste la temperaturi de 1000 de grade Celsius. Rând pe rând, răniții sunt urcați în ambulanțe și duși la spital. Am înțeles după aceea din toate surse om că se folosește un fel de depozit. Aduce cisterna, parchează, pleacă noaptea la altceva, nu știu. Adică era un fel de parcare, dar de parcare, dar de fapt că mai era și eu stați și mai avea acolo un GPL rămas care alimenta el, dar eu am crezut că nu mai funcționează, sincer, dacă nu mai intră mașină să mai alimenteze, am zis că e închis, nu? Cetățenii, așa cum v-a spus dumneavoastră, mi-a spus și mie acum, domn primar, mai mi-a gaze de când în când. Și de ce nu mi-a spus? Dumneavoastră îl cunoșteați pe patron? Nu. Nu știa cine se ocupă de treaba asta? Nu, vă spun că nu.
dimineață două avioane ale Ministerului Apărării cu echipaje smurt la bord, cu doi pompieri în stare gravă la Spitalul Militar de la Bruxelles și cu alți doi civili în stare gravă la Milano. După care, la întoarcerea avioanelor, a mai plecat un avion la ora 16:30 cu 5 persoane, care una pentru Viena, două pentru Graz și două pentru Berlin. Iar la ora asta se pregătește să decoleze încă un avion cu două persoane pentru Lübeck în Germania și mai este un avion al Serviciului de Salvare Aeriană din Elveția care va ajunge la ora 21 și va prelua de la Otopen un pacient care va pleca în Norvegia. Și distanța fiind mai mare, avionul este mai rapid ca să nu fie un zbor de lungă durată și va ajunge cu pacientul respectiv în aproximativ 3 ore la Oslo. În acest moment, ce am transferat pare să fie ce s-a solicitat transferul lui. Restul fie sunt netransferabili, există situații în care avem arsuri de peste 90%, cum din păcate astăzi a decedat una din persoanele arse, o doamnă care avea peste 95% arsură și aici clar că este netransferabilă, fie leziunile sunt mai limitate și nu necesită transfer. Noi o transferul altor pacienți, împreună cu Ministerul Apărării, suntem pregătiți să facem acest lucru. Acesta este începutul catastrofei. Imaginile obținute în exclusivitate de reporterii Observator surprind momentul în care una dintre cisternele aflate în depozit începe să piardă gaz lichefiat. Un angajat care fuma în timp ce umplea o cisternă cu CPL a aprins scânteia dezastrului, cred anchetatorii. Preliminar al Inspectoratului pentru Situații de Urgență aflăm că stația GPL era închisă oficial din 2020. Chiar și așa a continuat să funcționeze ilegal timp de 3 ani, sub ochii localnicilor și ai autorităților. Acolo am înțeles că e închis pentru mașini să mai alimenteze și a rămas ca și depozit. Dar vă dați seama, nu noi ca și primărie suntem în măsură. Dacă știa că e ceva ilegal, vă dați seama că se luau măsuri. Nu s-au luat însă, recunoaște chiar primarul din Crevedia. Una dintre nereguli era folosirea unei pompe neautorizate pentru transferarea gazului dintr-o cisternă în alta. În plus, instalația fusese mutată de pe vechiul amplasament și era la mai puțin de 20 de metri de case. Era un real pericol, după cum a demonstrat azi noapte. În 30.07.2020, în urma unor sesizări, se efectuează un control inopinat la acest obiectiv și se constată că nu se respectă măsurile de siguranță, nu se mai respectau distanțele de siguranță care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu. În consecință, ISU constată pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu. 7 instituții ale statului au fost informate de ISU că firma de GPL din Crevedia nu mai avea voie să funcționeze. Prefectura și Consiliul Județean Dâmbovița, Primăria, Oficiul Comerțului, Inspectoratul de Stat în Construcții și Agenția de Protecție a Mediului. Firma care deține stația de gaz lichefiat are 2 acționari. Ionuț Doldurea, fiul primarului din Caracal, și Cosmin Stângă, un apropiat. În rapoartele oficiale, firma are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate.
Firma Flaga SRL din spatele depozitului GPL de la Crevedia are un administrator care deține 10 de puncte de lucru în toată țara. Compania a avut afaceri de peste 120 de milioane de euro și un profit net de aproape 8 milioane de euro anul trecut, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor. Conform unor informații, Flaga SRL ar fi încheiat mai multe contracte cu primăria din Crevedia în perioada 2021-2022 pentru vânzarea gazului lichefiat. Ce știți de asta, GPL? Că non-stop erau tiruri, cisterne care umblau acolo. Tatăl unuia dintre acționari este primarul de la Caracal, Ion Doldurea, supranumit împăratul, datorită averii sale impresionante, în mare parte afaceri în domeniul petrolier. Potrivit declarației sale de avere, are 2 case, 11 apartamente, mai multe spații comerciale în Caracal și 8 terenuri. La acestea se adaugă obiecte de valoare de 10.000 de euro și conturi bancare cu sute de mii de euro. Anul trecut, politicianul a câștigat bani și din chirii, pe lângă salariu. Ar fi fost chiar în cărți pentru postul de ministru al culturii ca să servească niște interese uriașe, schimbarea destinației unor imobile monument, spun unele surse. Primarul din Caracal a refuzat să stea de vorbă cu jurnaliștii Observator. Îmi pare rău, nu pot să dau nicio declarație, am văzut că e enorm, da, e foarte important, e totuși o stație GPL deținută de fiul dumneavoastră. Primarul Ion Doldurea nu a făcut niciun comentariu despre tragedia provocată de afacerea fiului său. A avut însă o reacție inumană când a fost întrebat despre pompierii răniți în timp ce stingeau incendiul provocat de stația GPL a familiei. Este problema lor. În urmă cu puțin timp a anunțat pe Facebook că se autosuspendă din PSD și din toate funcțiile politice. După tragedia de la Crevedia vor începe controle la toate stațiile de gaz petrol lichefiat din țară, a anunțat premierul Ciolacu. Mai unde te duci, ca bubui, dacă nu-i putelie în foc! Florica și Lică sunt cei doi soți pe care deflagrația i-a surprins în casă. Locuiau lângă o bombă cu ceas, peste drum de stația GPL. Femeia a simțit miros de gaz și și-a sunat băiatul. În timp ce vorbea la telefon, a deschis ușa. A apucat să-i spună că miroase ciudat și vede ceva, ca niște aburi. Conversația s-a întrerupt brusc. Florica a fost nimicită de foc în fața soțului ei. Suntem șocați. Nu știu cum arată războiul, dar cred că asta a fost senzația. A luminat cerul. Am văzut peste tot flăcări. Pentru Lică, soțul Floricăi, șocul a fost mult prea puternic. Bărbatului i-a cedat inima. Nu era ars, deci acolo a decedat din cauza infarctului. Imediat după explozii, cunoscuților nu le venea să creadă că tragedia i-a lovit pe amândoi atât de crunt. Am auzit de o rudă, dar sper să nu... O rudă de-a dumneavoastră? De-a soțului. Nu, în prejurări mare casa... Dați-vă că o să bubuie iar! Dă-te în spate! Florica a fost dusă la spitalul de urgență Floreasca. Avea aproape tot corpul mistuit de foc. Cu doar o zi înainte de explozie, femeia a postat un mesaj tulburător pe Facebook. Este foarte greu să rămâi singur. Sunt cuvintele care s-au transformat astăzi la prânz într-o realitate sumbră. A fost confirmat de către colegii de la Floreasca încă un deces. Este soția celui care a decedat... Florica și Lică aveau 2 copii, un băiat și o fată. Cei doi au venit la București pentru a ridica de la morgă trupurile părinților. Așa i-a surprins a doua explozie pe cei mai mulți dintre salvatori, pompieri, jandarmi, polițiști. Suflul i-a aruncat pe mulți dintre ei la câțiva metri, iar alții au fugit pentru a se salva. Și totuși au fost unii care au continuat să gonească spre foc, cu gândul că mulți dintre colegi ar putea fi captivi în flăcări. I-au găsit în câteva 10 de minute pe toți, răniți grav, cu arsuri la mâini, la cap și la față. Vin cu tine! Luați-l și plecați acolo! Pa!
43 dintre ei au ajuns la spitalele din capitală. O parte au fost externați, însă pentru mulți lupta nu s-a încheiat. Am fost surprins în deflagrația aceea mare, dar sunt ok. La ce distanță erați de loc? Aproximativ 100 de metri. Am simțit o arsură la nivelul membrelor, dar echipamentul de protecție m-a protejat suficient de bine. Spitalele de urgență au declanșat planul alb. Asta înseamnă că se folosesc toate resursele disponibile, iar medicii sunt chemați de acasă. Cred că este o performanță să reușim să operăm 29 de pacienți în decurs de câteva ore. La 4:30 dimineața totul era sub control. Până acum au fost transferați 9 pacienți cu arsuri la nivelul pielii sau la nivelul căilor aeriene. 2 răniți au ajuns la Milano și 2 la Bruxelles. Alți 6 au plecat spre Austria, Germania și Norvegia. România a primit însă oferte de sprijin și de la Bulgaria, Norvegia și Israel. Continuăm să transferăm pacienții care se consideră de către medicii că trebuie să plece. De ce trebuie să plece? Pentru că România a reușit să creeze la 8 ani de la tragedia din colectiv doar câte un loc pentru mare arși pe an. Țara noastră are în prezent 24 de locuri, dintre care 10 pentru copii. Prin urmare, în cazul unui accident colectiv, victimele sunt tratate peste graniță. Faptul că transportăm pacienți în alte țări, acest lucru se face peste tot, se practică afară. La fel ca un alt răspuns celebru, oficialii noștri continuă să spună în colectiv că au de toate. Nu ne-au spus că n-ar avea nevoie. Mai puțin locuri, explicația ministrului Sănătății. Cele 3 proiecte pentru secțiile de mare arș au fost în mod nejustificat blocate, au ajuns într-o situație în care practic pierdeam finanțarea de la Banca Mondială. 8 dintre pacienții internați în stare gravă la spitalele din capitală cu arsuri pe mai bine de jumătate din corp sunt aduși rând pe rând cu ambulanțele aici pe baza 90. Sunt urcați în avioane militare Spartan configurate pentru misiuni medicale și vor ajunge la spitalele din Austria, Norvegia și Germania. Toate costurile cu pacienții vor fi decontate de Guvernul României. De la o viață liniștită la ruină. Este drama a 10 de familii din Crevedia după exploziile care le-au zdruncinat viețile definitiv. Mulți nici nu știu ce le-a mai rămas din agonisala de o viață. Care este casa noastră? Aceasta. Casa noastră? Da. Aceasta. Cu ochii în lacrimi, Mihaela a încercat să ajungă în casa ei încă de azi noapte. Nu i-a fost permis accesul nici azi, după ce localnicii au fost evacuați și a recunoscut locuința doar în imaginile filmate cu drona de echipa Observator. Caloriferele toate sunt smulse. Geamurile sunt sparte. Dar nu știu nimic. Nu v-ați văzut casa până acum? Da. Ușa de la garaj. De la balcon, cred, de la... și de la bucătărie. Sunt sărite, cred. Geamurile sunt sparte și cred că ușa este sărită. Gardul. Unde stăteați dumneavoastră? Chiar lângă a doua casă, de la GPL. Și cât de avariată este casa? Nu mai e nimic. Și avem cipă, nu atât. 3.000 de oameni au fost evacuați în total și nimeni nu are voie să intre în zona de risc. Singuri escortați de polițiști acolo sunt cei care au nevoie de acte medicale, ori cei care merg să-și salveze animalele din curte. Primăria din Crevedia le oferă cazare la un hotel din oraș celor care au rămas fără case în urma exploziilor. Autoritățile locale le vor oferi apă și mâncare. Cei care au gospodăriile mai la distanță de epicentrul exploziilor s-au apucat deja de reparații. A ieșit din perete, geamul meu aici. Atât, a luminat cerul, da. Chiar n-am mai văzut niciodată așa ceva. Fugeam și simțeam că mă arde spatele. M-a speriat. Unde erați? Aici, la poartă. Și fugeam. Când a explodat a doua oară. Noapte eu n-am reușit să văd. Pe noapte nu văd decât 4 pereți la casa mare și casa mică, cum îi zicem noi la țară, pare să mai aibă câte ceva pe ea. Aniversarea 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Salutăm prezența conducerii de vârf a țării și a înalților oaspeți prezenți la sărbătoare.
președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, președintele Republicii Polone, domnul Andrzej Duda, președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu, și prim-ministrul Republicii Moldova, doamna Natalia Gavrilița. Au spart vitrine, au răsturnat mașini și au devastat sediul facultății Just Eu din cartierul Latin. 25.000 de studenți au participat ieri la marșul parizian. Cer ca guvernul Juppé să suplimenteze cu 2 miliarde de franci bugetul învățământului. Și ziua mondială de luptă contra SIDA a fost marcată de proteste în capitala Franței. Sau familiile care nu acceptă suma oferită pot să deschidă proces și să ceară mai mulți bani. După ce se deschide dosarul penal, se face o cerere la asigurător, se depun documentele din dosarul penal, iar persoana care se ocupă de partea vătămată are obligația de a face diverse cereri în dosarul penal, de a solicita întocmirea unui certificat medico-legal pentru a vedea numărul de zile de îngrijiri medicale. S-a traficul în piața Republicii, criticând lipsa de preocupare a guvernului în problema SIDA. La Paris, această maladie ucide zilnic 10 persoane, număr record în Europa. NATO a dat astăzi semnalul verde pentru operațiunea de pace din Bosnia. Un prim contingent va pleca începând de mâine spre Balcan pentru a pregăti debarcarea celor 60.000 de militari. El va trebui să asigure infrastructura comunicațiilor. Forța NATO propriu-zisă va sosi în Bosnia după semnarea pe 12 decembrie a acordului de pace. Andrew Young and I've been here before. It's been a long but wonderful struggle. And I'm here to tell you that I don't feel no ways tired. From civil rights icons like Andrew Young, who marched alongside Dr. King, to King's own 15-year-old granddaughter, Yolanda. If I could speak to my grandfather today, I would say, I am sorry we still have to be here to rededicate ourselves to finishing your work. Președintele Bill Clinton a fost salutat astăzi cu 24 de salve de tun la sosirea sa în capitala irlandeză Dublin. Bill și Hillary Clinton au fost apoi oaspeții președintelui Mary Robinson. Pe agenda liderului american s-a mai aflat o întâlnire cu premierul John Bruton, discursul la Banca Irlandei și la Parlament. O zi înainte, Clinton a vizitat provincia britanică Irlanda de Nord, unde a fost întâmpinat de populație ca un emisar al păcii. Prezența sa a grăbit semnarea unui acord care va relansa procesul de pace în Irlanda de Nord. Budescu a marcat în ultimul meci european al campionei farul și le-a pus gând rău finlandezilor de la Helsinki. Este o provocare pentru mine, este prima oară când joc în această competiție și ar însemna foarte mult pentru mine să ne calificăm în grupe. Farul a câștigat toate meciurile de acasă jucate de Europa în acest sezon. Acasă
foarte bine anul acesta în Conference League. Am câștigat meciurile pe care le-am jucat. Sunt convins că vom juca și de data aceasta cu casa închisă. Este un meci unic în istoria clubului. Niciodată fără nu a ajuns într-o competiție atât de departe. Îi vei surprinde pe finlandez cu un gol spectaculos? Sper să marcăm. Acum că voi marca eu sau va marca al coleg de-al meu, nu mai contează. Important este să marcăm și să câștigăm. Farul și Șepși sunt echipele care reprezintă România în acest sezon în Europa. Amândouă pot ajunge pentru prima dată în istorie în grupe. Eu cred că ar fi o realizare dacă cele două echipe vor ajunge în grupele conferențe. Dacă vorbim doar de acest an, cred că va fi aproape imposibil să ajungem în primul.